Magia și pasiunea sunt ingredientele esențiale în meseria pe care și-a ales-o, aceea de a atinge inimile celor din jur prin talentul său de actriță. Îi place să se păstreze deschisă și curioasă față de idei noi, de aceea o vedeți implicată în tot soiul de proiecte la teatru, dar și în colaborare cu asociații culturale. Și îi spun bun venit, Andrei Șoban. Bine te-am găsit, Andreea, la mulți ani! Salut, la mulți ani și mersi pentru invitație. Mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur și, uite, vreau să povestim așa un pic despre parcursul tău, cum ai ajuns tu așa, în lumina reflectoarelor și mai ales cum ți-a fost anul trecut. Să vedem așa, cum l-ai încheiat. Ah, să începem cu, da, dacă toți suntem, nu? Dacă abia l-am început pe primul, să facem o... Da. A fost un an intens, nu știu, chiar mă uitam și pe net zilele astea și parcă mai mulți colegi, mai multă lume zice, băi, a fost un an cumva plin cu de toate. Plin de evenimente. Din toate direcțiile, adică și social, și intern, și eu l-am resimțit la fel, cumva, parcă a fost o goană din asta nebună, o alergătură. Mă întreb acum, știi, din mai, așa, începând cu luna mai, parcă efectiv... Așa am simțit și eu, cred că a fost ceva în luna mai, nu știu, trebuie să întrebăm astrologii, da. Știi cum e, mă, ce s-a întâmplat în luna mai, dar cred că a fost un declic atunci, părea un an așa liniștit, exact. La început nu se întâmpla mare lucru, exact. Și din luna mai au venit toate cele, dar bine că au venit. Asta, deci, știi cum era un, să nu ne plângem de, da, de muncă, era un bancă, zicea un coleg, că actorii au două probleme, când joacă și când nu joacă. Așa este, ori joacă prea mult, da, ori nu joacă, știi deloc. Cum, adică, da. Deci să nu ne plângem că lucrăm, că jucăm, e foarte bine. Da, asta zic, a fost un an plin, un an intens, despre ce să zic? Despre... Hai să vorbim despre proiectele în care ai fost implicată și ai fost, uite, și cu o asociație, o asociație, un ONG, un non-profit, da? Mă refer aici la Muzeul Frustrărilor și vreau să-mi povestesc și despre contribuția ta, că ai fost curator, da? La, da, așa, acest curator proiect. Sună așa pompos, știi cum e, dar vreau să-mi povestim, pentru că tu te-ai dus în multe direcții, te-ai dus și în zona de teatru, te-ai dus și pe aceste proiecte culturale, te-ai dus și pe film, vorbim și despre The Taster, deci vreau să știu așa cum te împarți și cum îți iei așa bucuriile din fiecare zonă. Cred că cel mai mult îmi place faptul că, că poți să învăț, că în momentul în care te apuci, e și un truc ăsta, când te apuci de ceva pe care nu-l știi foarte bine și te încarcă, pentru că e un teren nou pe care îl testezi și cumva, parcă când ești la început, îți și permiți așa să experimentezi. Și despre Muzeul Frustrărilor, da, e un proiect al meu de suflet, s-a întâmplat în toamnă la Cluj-Napoca. Nu ne așteptam să aibă atât de mare succes, vreau să zic că noi cumva... E un proiect care e făcut prin organizația Create Act Enjoy, care e o organizație de non-profit de la Cluj, care se ocupă fix cu chestii de-astea culturale, intervenții, fac foarte multe chestii mișto. Ca paranteza, un proiect, terapie prin artă se cheamă, prin care merg în spitale. Și deja sunt la a 7-a, 8-a ediție, vreau să zic că toate spitalele din Cluj vor să fie implicate, e benefic și pentru pacienți, dar și pentru personal, e o chestie fantastică. Fantastică, deci ce am făcut noi aici cu Muzeul Frustrărilor a fost o chestie separată. Practic ne-am gândit cu Diana Buluga, care e managerul organizației, ne-am gândit noi chiar după pandemie ce tare ar fi să-ți vezi problemele, frustrările, nu știu, ca într-o oglindă, dacă vrei, ca într-un muzeu, să poți să le... Să le atingi, să nu? Le atingi, da, da, să le pui așa ca exponate și poate te-ar ajuta mai mult să te detașezi, da. Poate te-ar ajuta să le înțelegi, să le iei și ca poate pe un prieten. Vezi că și alții au avut și ei aceleași frustrări, nu? Sau altele, da. Dar cumva altele, te simți, da, mai puțin singur, așa, pentru că noi în perioada aia chiar eram așa într-o zonă. Bulă, fiecare cu bula lui. Da, și simțeam că, bă, parcă numai mie mi se întâmplă. Și aici vreau să ajung, a avut un succes, cumva mie nu mi-a venit să cred, noi preconizasem că o să vină, nu știu, un număr de oameni. Vreau să zic că a fost coadă, deci s-a întâmplat la Casa Tif în Cluj-Napoca și înainte să începem, noi am zis că începem expoziția pe la 4, de la 2 se făcuse o coadă până, nu știu dacă știi Clujul, dar era până... Ei, cum să nu, îmi place foarte mult Clujul. Până la, da, acolo, la cafenea, da, deci. Da, da. Și așa au ținut-o până la ora 9 seara și așa a fost în fiecare zi, deci eram, bine, absolut, bine, nu mi-a venit a crede. Da, trebuie oamenii să-l aduceți rezonat și la București, ce să mai, nu? Mai adunăm frustrări, că se găsesc, nu e problemă, nu? Asta, mai punem exponate acolo, asta, nu? E clar lucru, toată lumea, dai seama, chiar era un panou afară în care fiecare scria și îți dai seama, am schimbat, cred că, panou de fiecare dată. Da, a fost ceva fantastic și pentru mine în poziția asta de...
practic, am generat ideea și mai departe am învățat cum să fac un proiect de genul ăsta și, mă rog, mai mult Diana, Buluga și organizația, pentru că ei știu, dar și eu, la rândul meu, am fost implicată și am învățat cum să fac lucrurile astea. Și chiar sunt foarte recunoscătoare pentru chestia asta. Hai să povestim că mai ești recunoscătoare acolo pentru... Ai un listoi acolo, să vorbim și despre The Taster. Ce a însemnat pentru tine? Wow! The Taster, deci ca să zic tuturor, The Taster este un film de scurt metraj, mediu metraj, pe care l-am filmat în iarna lui 2023 la Berlin. O producție care e făcută de Casa de Producții Monic Film împreună cu Kodak, susținerea Kodak și regizoare cu Universitatea Babelsberg din Berlin, regizoarea fiind proaspăt absolventă. A fost ceva fantastic, nemaipomenit. Nu e prima producție străină în care am jucat, dar e prima în care s-a creat o prietenie atât de profundă între noi și în care chiar am stat vreo 2-3 săptămâni atunci să filmăm. E și Silvana Mihai, care e actriță româncă, doar noi două suntem din România și restul sunt actori din Germania. Unde eram? Deci am stat 3 săptămâni la filmări și practic cumva a fost o experiență foarte greu de uitat. Iar partea care a venit în 2023 e că filmul în sfârșit a fost lansat și a luat o groază de premii, printre care și Hugo BAFTA, care este ceva, adică vorbeam cu Silvana și eram băi. Nici nu ne vine să credem, nici nu? Nici nu ne vine să credem, da. E ca și cum știi, pui cine ești și am un premiu BAFTA. E o chestie, adică nu știu, actorii, Leo DiCaprio are BAFTA, nu eu. Și tu. Și eu, da. Ca să, știi? Adică e ceva ce ai senzația că e atât de sus încât nu poți ajunge și iată. Sper să facem. Lucrurile se fac cu bucurie și cu multă pasiune și cu lejeritate. Știi cum e, vin de la sine, așa că să nu te miri, că unde e și talente și magie, se întâmplă asemenea lucruri. Doamne ajută să vină în continuare. Asta era în capul meu, Doamne ajută asta să fie. Da, e o poveste mișto și acum vor să facă lungmetraj și cumva au câteva idei, sper să se concretizeze în chestia asta. De-abia așteptăm, îți dai seama, să ne dai veștile cele bune și când nu te vedem în filme, în producții, te vedem la teatru și te vedem acolo la Excelsior, te vedem și la Metropolis. Hai să povestim așa despre piesele drastie în care joci și de-abia așteptăm să te și vedem. Cea mai dragă mie e Knockout-ul de la Excelsior, despre care probabil mai știi. Nu știu dacă știu telespectatori, e un spectacol despre emanciparea feminină, dacă vrei, se întâmplă în epoca victoriană, în 1800. Și la fel a fost. E o producție anului 2022, dar cumva mai mult s-a jucat începând cu, evident, că normal, a ieșit târziu, da. Anul trecut și chiar acum o să avem pe 21 ianuarie încă o reprezentație la Teatrul Excelsior. E fantastic, e cu box și e cu femei. Cu femei puternice, emancipate. Emancipate și cu crinolina, adică și deci cu avem crinolina, da. Anglia victoriană, aia în care trebuia să fii foarte. Și ai boxul, care e o alăturare de termeni. Bineînțeles, boxul e privit ca o formă de emancipare și cumva e paradoxal și interesant că ne-am dat seama că avem nevoie, adică noi credem că în 2023 suntem departe de chestiile astea, că am ajuns departe, dar sunt niște, ce vorbea și doamna dinainte, niște traume generaționale, niște chestii psihologice care încă nu le-am rezolvat, nu. Și le purtăm așa după noi, dar uite, e bine, mai venim la teatru, ne mai educăm, mai mergem pe la un psiholog, mai vedem ce se întâmplă acolo în interiorul nostru. Și, cred că e bine, da, cred că e vital să investim și în chestiile astea care țin de educația noastră sau, dacă vrei, de creșterea noastră internă, spirituală, nu numai de mâncare, acoperiș și somn. Adică sunt... Așa este. Dar uite, față de alte roluri pe care le-ai făcut, cu ce provocări a venit rolul acesta pe care tu îl faci în Knockout? În primul rând, partea cu boxul. Așa. Deci asta cu mânușile, da? Cu mânușile și cu crinolina. Da, chiar ultima oară am călcat pe ea. Da, deci partea cu boxul și cu sportul, da. Și... a înțelege, cred că greu a fost să înțelegi cum să gândești, nu știu, ca acum 100 de ani, pentru că acum nouă ni se par normale unele lucruri, adică un divorț, adică hai să se face, știi cum e. Da, toată lumea, adică nu te pune nimeni pe rug. Pe rug. Da.
E, atunci, nu dau spoilere, dar în personajul meu fix despre asta e vorba. E abuzată în interiorul căsniciei și sfârșește tragic. Da, trebuie să suferă acolo, să stea și să îndure, cum să zice. Pentru că nu exista conceptul de divorț. Da, era rușine, era ceva nemai întâlnit pe vremurile acelea. Slavă Domnului că s-au schimbat lucrurile. Cel puțin la noi. Așa e. Și ca să trec la celălalt, la Teatrul Metropolis, unde joc în Dragostea durează 3 ani, care e fix despre o petrecere de divorț. Adică, apropo, știi, Frederic Baibedera a scris textul, Chris Mion l-a regizat și e o comedie foarte mișto cu care toată lumea rezonează, e o petrecere de divorț și toți suntem invitați să ne distrăm, știi, pe chestia asta. Poate partenerii, știi cum e, au parte de o viață mai bună după ce nu se despart, așa că de ce să nu fie un motiv de bucurie? Ar trebui introdus conceptul ăsta, cine știe, în evenimente. Nu cred că ar rupe piața. Îți dai seama. Adică și chiar e în text. De ce la nunta mea au venit toți prietenii cu flori și acum nu e nimeni? Nu înțeleg. Adică hai să mă susțineți până la capăt. Uite ce frumos și uite, hai să mai povestim despre proiecte în care ești implicată și care mai așteaptă acolo să iasă. Uite, Apollo Party, lucrez la acest concept. Da, Apollo Party se întâmplă la Teatrul Apollo, despre care cred că știi. E un teatru privat, un teatru independent. Foarte mișto, foarte cool. Este. Știi? Cum să nu? Super multe, adică și de petrecere cunoscut, dar și spectacolele de acolo sunt super cool și cumva mă bucur că sunt parte din chestia asta. Apollo Party e un text făcut de o regizoare foarte tânără, Teodora Savu, ea a terminat facultatea recent. Și chiar am mare încredere în ea, e super fresh, e super curajoasă, textul e scris de Vera Ion. Și am avut un spectacol lectură acum în toamnă, iarnă, care a fost primit super bine. Chiar la fel eram, wow, deci mișto, o să fie fain. Da. Și acum și ne apucăm... Când o să putem să venim să ne bucurăm de voi? Prin februarie, vă aștept. Mâine ne apucăm de repetiții ca lumea. Susținut așa. Susținut. Și prin februarie vă aștept. Dar dacă vreți pot să vă spun la ce am mai văzut în ultima vreme și la ce să mai veniți, poate acum în ianuarie. Chiar avem nevoie de recomandări. Bun, atunci o să zic ce îmi place mie foarte mult, deci din ce acum... Din ce ai văzut și ți-a plăcut așa, top 3. Top 3. Da. Deci avem la Excelsior, încep cu Excelsior pentru că se întâmplă... Se pare și normal. Și că se întâmplă super multe lucruri faine. Adevărul e că chiar sunt niște spectacole wow și mie îmi place foarte mult 2 ore cu pauză, care e regizat de Gianina Cărbunariu și e cumva vorba despre sistemul de învățământ. Și ea își documentează foarte bine textele, cumva sunt luate din cazuri reale, adică nu... Mai avem și noi, dacă vrea să mai îmbogățească textul, mai venim și noi cu idei, cum să nu găsim. Și chiar a fost o situație în care o profesoară a venit la spectacol neștiind exact și o bucată din text era exact ce i s-a întâmplat ei și erau vorbele ei. Incredibil. Și a fost fantastic, s-a ridicat în picioare și a zis, hei, mă scuzați, eu sunt... personajul ăla și toată lumea a rămas wow, ce reacție. Foarte tare, da. Merge și îl vedem. Chiar se joacă săptămâna asta, dar cred că e sold out, deci urmărim programul, da. La Metropolis mi-a plăcut foarte mult ultima premieră a lui Andrei Măjeri, care e cu doar băieți, distribuție doar masculină. Exclusiv masculină, da. Mm-hmm. Cine l-a ucis pe tata, se cheamă. Acolo nu știu cum să vi-l prezint, că e atât de sensibil și de... Deci cumva e un one-man show, dar băieții toți, cei 7 sau 6 câți îs, interpretează pe rând sau împreună. E absolut fantastic. Deci ce poate să facă băieții acolo? Pe mine m-au șocat. Ne faci curioși așa, punem pe listă, da. Și ăla e soldat. Îl punem, facem agenda, ce să faci, că așa e în București, ai văzut că e cererea da. La multe asta spectacole. Mă bucură, asta mă bucură. Uite, și chiar ieri am fost, nu alaltă, ieri am fost la Constanța cu colega mea Dana Marine, ce am făcut o excursie și ne-am dus la teatru din Constanța și am văzut 10 lucruri pe care le-am pierdut la festivalul Mamaia, care e un spectacol care vorbește despre artiștii care n-au câștigat. Ăia care... Bun, vedem și cealaltă latură. Da, exact. Cealaltă parte, da. Sub podium, știi, că toată lumea vorbește. La o zecime acolo, știi cum e, da.
Toată lumea zice de ăia mari care au reușit să facă. Dar nimeni... Da, dar eu și eram și eu aici. Eram și eu aici. Și eu aici, da. Și absolut atât de tare și ăla cu ăștia care n-au câștigat, care n-au... Și este. În contextul festivalului de la Mamaia, unde și au acolo cântă toți, o imită pe Marina Voica, pe Loredana Groza, Andrei, trupa Andrei apare. Deci, deci e de văzut, e de văzut. Face și o excursie la Constanța. Îți mulțumim tare mult, Andreea, pentru această discuție faină. Uite, așa să vorbesc eu ca la Cluj. Te mai așteptăm cu mare drag la noi. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Mulțumesc. Dragilor, vă mulțumesc. Ne vedem și mâine la ora 13. Suntem tot aici. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Să aveți o zi minunată în continuare și nu uitați să zâmbiți.